Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie? Astăzi vorbim despre obiceiuri românești, dar nu în sensul folcloric de călușari, capră, nu animalul, nici poziția, ci obiceiul ancestral, plugușor sau sorcovă, dracu e vară, și nici în sens gastronomic, parcă era și un brand de mezeluri sau ceva care se chema așa, și nici despre ciorbă de potroace sau sărmăli, ci despre obiceiuri în sensul de apucături, de mentalități și comportamente, uneori deviante, ale națiunii, sau cel puțin ale unor vașnici reprezentanței săi, alintați uneori și ca melteni. Cum ziceau comuniștii, critica e bună, autocritica e și mai bună. Pentru că n-aș vrea să se înțeleagă greșit. Și eu cad victimă uneori unor astfel de comportamente reprobabile. I just can't help it. Sunt român până în măduva oaselor și tocmai de-aia voi încerca să văd în acest video nu doar paiele din ochii celorlalți, ci și bârna din propriul meu ochi. Încă ceva, n-am să mă aventurez pe terenul minat al marilor defecte naționale, așa cum au făcut-o granzi precum Rădulescu Motru, care în 1910, în lucrarea Sufletul neamului românesc, calități bune și defecte, spunea cu deosebită profunzime și citez: nu este țară în hotarele lumii civilizate în care gura lumii sau gura satului să aibă mai multă trecere ca în țara noastră. Cele mai multe dintre convingerile românilor sunt întemeiate pe zvonul public și numai foarte puține pe dovezi adunate personal. Sau că spiritul de turmă este una dintre principalele caracteristici ale nației române. Adânc, nu? Mă scuzați, chiar mă umflă râsul. Asta scria Rădulescu Motru acum 110 ani. Well, nu s-au schimbat prea multe de atunci. Deci n-am să plonjez în adâncurile arhetipale ale nației, nici în racilele care ne macină acum existența la nivel macro, gen corupție, promovarea incompetenței și obedienței, superficialitate, las asta în seama celor mai pricepuți sau mai informați decât mine. Oricum, asta nu înseamnă că ceea ce scria Caragiale acum mai bine de un secol nu este cât se poate de valabil și azi în ceea ce ne privește. De asemenea, n-aș vrea ca ceea ce voi spune să fie interpretat cumva ca lipsă de patriotism. E, și aici am și o observație interesantă care mă macină de multă vreme, deci fiți atenți la asta. Dacă un individ, una bucată om, vine și zice așa: sunt cel mai deștept, cel mai talentat, cel mai frumos și mai grozav și mai cu patru coaie dintre pământeni, care e reacția ta? Ce gândești despre un astfel de specimen? Probabil, ce mă cu distrusul ăsta arogant și complet lipsit de modestie, nu? Dar dacă vii și spui aceleași lucruri despre nația din care faci parte, adică la plural, suntem cei mai deștepți, cei mai speciali și mai cu patru, se numește că ești patriot. Nu găsiți că aici este o fractură logică? Ba da. Bun, am spus că nu voi vorbi nici despre aia, nici despre ailaltă, atunci despre ce? Păi în continuare vom povesti despre chestii disparate, mici întâmplări random pe care le-am trăit sau observat, dar care spun ceva despre anumite comportamente și atitudini. Știți cum se zice, ci că diavolul stă în detalii și așa și este. Și hai să începem cu un exemplu în care probabil vă veți regăsi atât de o parte cât și de cealaltă a baricadei. Sindromul pe care am să-l intitulez filozofic: dacă nu-ți place, atunci... Cof. De-a lungul diverselor clipuri pe care le-am mai postat pe aici sau aiurea, mai comentam bună oară calitatea unor servicii și modul în care ele sunt prestate local. Cum șoferul de Uber nu venea la punctul de întâlnire de la etajul 2 al parcării de la Otopeni, deși confirmase cursa ca să nu mai plătească parcarea, sau cum ăștia de la o anume firmă de curierat ne-au distrus 3 PC-uri Gamebox trimise clienților și apoi s-au tras pe cur ascunzându-se în spatele unor termene și condiții șmecher formulate și câte și mai câte. Și desigur, puteți spune că asta nu se întâmplă doar la noi, ci și în alte zări și țări presupus mai civilizate. Doar că vezi tu, nu despre asta vreau să vorbesc, ci despre faptul că nicăieri în lume nu-ți vine mai repede un răspuns de genul: nu-ți place Uber? Busule, nu mai merge cu Uber. Îți fute fan coletele? Nu mai folosi fan, ia-ți alt curier sau dracu. Nu mai trimite colete cu curierul, du-le tu cu mașina, cu roaba sau în spinare și alte tâmpenii dintre astea. N-a fost bun nu știu ce service auto? Mergi la altul sau repară-ți singur mașina. Bă, nu vă supărați, dar să-și facă ăștia treaba așa cum trebuie, nu se poate? Adică această variantă este complet exclusă? Una, două, e ura și la gară? Serios, așa funcționăm? Nu mai există condică de sugestii și reclamații? Mamă, dar iuți mai suntem la mânie! Păi pe acest principiu, de a nu-ți bate capul cu absolut nimic, înseamnă de fapt să lași niște provider proști de servicii to get away with it. Înțelegeți ce vreau să zic? Da, eu știu că nu ne place să ne batem capul și să ne pierdem timpul, dar atitudinea asta extrem de răspândită de a da ignore și next este una cât se poate de nocivă pe termen lung.
Bă, nu lăsați lucrurile așa dacă vrem să avem cea mai mică șansă de evoluție. Trebuie să-ți faci auzită problema, trebuie să-i determini cumva pe ăia să-și admită și hopefully să-și îndrepte greșelile și comportamentul. Pentru că altfel îl vor perpetua și îl vor amplifica, neexistând consecințe. Acest eu sunt mic și nu mă bat cu morile de vânt, așa că prefer să-mi bag p*** și să trec mai departe, este mega păgubos și ne caracterizează. Iar asta mă duce la altceva, la un alt obicei care pare să ne caracterizeze și el din gros, cel puțin pe unii dintre noi. Acest tip de atitudine descris mai înainte denotă de fapt un individualism feroce în cel mai prost sens al cuvântului. Prefer să nu mi bat capul cu un serviciu prost, nu mai contează că în felul ăsta îi las pe ea să scape și să facă același lucru și altora. Acel bine cunoscut după mine potopul. Nu este înțelepciune, nu este instinct de autoconservare, este pur și simplu egoism dublat de indolență. Ați văzut-o pe aia în care își lasă câte un imbecil trotineta închiriată în mijlocul drumului? E din aceeași categorie. Nu contează pentru tărâmbetele care face asta că poate pe acolo mai trec mame cu cărucioare. Nu contează că trec poate bătrâni sau persoane cu handicap. Nu poți, mă doare, eu o las aici că aici am treabă. La fel ca imbecilii care parchează mașina în ușa restaurantului, de trebuie să te sugușezi printre grila impunătoare a SUV-ului și canatul de la ușă ca să poți să intri. Bosule, parchează dracului 20, 50, 100 de metri mai încolo că nu-ți cade gelul de-n păr dacă mergi și tu o leacă în mod biped. A, dar de aia care parchează pe două locuri cu o durere maximă undeva la 2 metri în spatele curului, ce ziceți? Sunt absolut geniali. Nu odată am venit acasă cu copiii și cu sacoșele de cumpărături și n-am avut unde parca în fața blocului pentru că un băiat sau o fată cu IQ subunitar, dar mașină și nesimțire invers proporționale, parcaseră pe două locuri. Orică se parca în spic și respectiva mașină fusese garată fix la jumătatea a două spații de parcare, ori pe lungime și jumătate mașină era pe un loc, jumătate pe ălălalt. Și atenție, asta nu la ora 1 după amiază, când nu găsești locuri de parcare să dai cu tunul și poți să invoci că toți erau prost așezați, ci la 10 seara, când la mine cel puțin, strada este destul de goală și sunt locuri căcălău. Sau chiar dacă mai înainte te stânjenea vreo altă mașină, mișcă-ți augustul cur și parchează-o cum trebuie după ce ăilalți au plecat, zic și eu. Apoi ar fi graba. Dacă ar fi să numesc o trăsătură națională veritabilă, autentică, atunci asta e graba în orice. Știți faza aia când ești pe ușa supermarketului cu o grămadă de șacoși și papornițe cu coșul și cu brațele pline de cumpărături? E, fix în momentul ăla în care tu încerci să ieși, cineva venind din sens opus, adică tele care intră, vrea neapărat să profite de fracțiunea aia de secundă de ușă întredeschisă pentru a se strecura pe lângă tine, pe sub tine sau pe deasupra ta. Cu alte cuvinte și într-un sens mai larg, oricând ai mâinile pline de bagaje și dai să intri sau să ieși de undeva, a, ești ultimul care are prioritate. Toată lumea se grăbește să te depășească pe lângă, pe sub sau pe deasupra. Mi se pare genial. Iar gândirea bezmeticului care vine de pe contrasens pare să fie asta. Bă, ăsta e încărcat, se mișcă greoi. Hai repede acum să trec pe lângă el. Nu contează că îl busculez ca la fotbal american, că altfel cine știe, risc dracu să aștept chiar și o secundă. Îți dai seama? O adevărată eternitate. I-ați auzit pe ăștia cum pufnesc, răsuflă și respiră adânc atunci când nu te miști suficient de repede pentru gustul lor? Atâta mai oftează și își dau ochii peste cap, dezvine să le înfigi degetele în ochi. Asta cred că este o traumă de la cozile de pe vremea lui Ceaușescu, acel "Hai domne că ne grăbim!" strigat așa cu ură din ariergarda cozii. Unde p***a te grăbești? Ești în noaptea nunții, ce cu tine? Dar probabil locul în care graba la români se manifestă cu adevărat plenar este în traficul din București. Ah, e o poezie. De exemplu, ai în spate lateral așa un băiat care se mișcă ca melcul turbat. Asta până dai semnal și vrei să te bagi pe banda lui. Bă, și în momentul ăla, precum zmeul din povești, deodată se dă de trei ori peste cap și se transformă în Max Verstappen. Odată se învârtoșează și își înfige țurloiul în pedala de accelerație, dă iese cu laba prin podeaua mașinii și mai are o leacă și face și icter de furie. Nu cumva, Doamne ferește, să îi te bagi în față. Păi boss, mergeai ca ochiul mortului, am dat semnal și am vrut să schimb banda. Marș de aici, over my dead body. Ce-i cu tine, prietene? Îți furau copiii jucăriile când erai mic? De unde frustrarea asta? Sau cum mi-a zis un amic de curând, ce ai bă, păi tu ești de vină, de ce dracu dai semnal? Ai băut apa de la câine? Gen, dacă vrei să ai cea mai mică șansă să te bagi, fă-o și tu, stealth, fără semnal, nu-i da lui ăla timp să înțeleagă ce l-a lovit. Un sfat înțelept și, desigur,
foarte românesc, nu? Dar pe aia cu semaforul care este perceput în București drept grila de lumini de la pista de curse, o știți? Gen 3, 2, 1, roșu, galben, ăsta fiind tembelul din spatele tău, care își înfige mâna în claxon până la cot. O știți pe asta, nu? Deja comportamentul ăsta a devenit atât de rafinat încât are și nuanțe. Există un tit scurt de ăsta de atenționare care se dă pe galben, gen, vezi că vine verde, ești pe fază, da? Ești alert. Sau există tit de la lung și furios, sătul de atâta așteptare, pe care îl primești în fracțiunea infinitezimală de secundă în care s-a dat verde și care se traduce prin: ce faci, dormi? Hai că s-a dat startul! Zici că șoferii noștri sunt cumva în sync cu semaforul, input lagul între schimbarea culorii și antebrațul înfipt în claxon este zero. Și primul gând care îți vine în minte este să înfigi respectivul claxon acolo unde nu pătrunde niciodată soarele, știți voi. Mai există titul prelung și exasperat care ți se dă din spate atunci când ești în mișcare, s-a dat galben și tu nu vrei să forțezi intrarea în intersecție. Dar ghiși ce? Buhaiul din spatele tău vrea. Gen, hai bosule, grămadă cere vârf sau lapte gros! Hai să blocăm toată intersecția și după aia să ne înjurăm copios cu aia care vin perpendicular și care nu mai au pe unde trece. Da mă, în București sportul principal în trafic este lapte gros cu mașina. Noroc că sunt și motociclist de aproape 20 de ani și mă descurc și eu cum pot. Și apropo de asta, mersul cu motocicleta pe șușelele capitalei, dar și ale altor urbe mioritice, îți dă un bun prilej de analiză sociologică, că și fără să vrei, și de fapt mai ales fără să vrei, auzi ce se petrece în vehiculele din vecinătate. Îi știți pe aia de vorbesc la telefon pe sistemul audio al mașinii la maxim? Sunt o ferie. Adriano, vezi că mai trec pe la Kaufland și iau și niște ceafă. Vine și vărul? Nu? Da, Finu. Finu știu că era cu ceafa. Da, da, da. Da, și două sticle de vin. Și asta cu volumul blană, de se aude pe tot bulevardul, cu toată antifonarea mașinii și cu geamurile închise. Dar există și versiunea cu geamurile deschise și cu volumul tot în blană, pe ritmuri orientale. Știți acele unde se tânguie câte unul și zice de familie, de mașini, de femei, de combinații, de distracție? Da, alea, hai că le știți. Bă, să știți că este mult mai multă lume decât vă imaginați care ascultă din gros așa ceva din toate păturile sociale. Ce vă ziceam? Nici măcar nu vreau să trag cu urechea, dar fiind adesea pe motor în trafic, crede-mă că și dacă nu vrei, tot auzi, cu tot cu cască în cap și cu toate zgomotele din jur. Ce vorbești, bă, băiatule? Unii ascultă așa ceva atât de tare, cu geamurile închise sau deschise, încât zgomotul și furia sunt la fel de mari ca ale unui Boeing 747 la decolare. Spuneam că sociologic vorbind, numărul ascultătorilor de tânguiele orientale e de ordinul milioanelor în România și, repet, extrem de variat. Mai zilele trecute era în trafic o doamnă, chiar spre 50 de ani așa, foarte bine îmbrăcată, cu ochelari eleganți, într-un gheleu something dintr-ăla, care trăia intens niște versuri care sunau ceva gen: oplim cu Ferrari ca milionarii, vezi că-ți trec anii dacă ne numeri banii. Adânc spus, lirism maxim. Bă, prima oară mi-a fost greu să înțeleg versurile, dar volumul era atât de sus și recurența respectivelor versuri atât de obsesivă, încât am înțeles până la urmă și prin cască cu viziera trasă. Și ca să terminăm cu graba, că de aici am pornit, am mai povestit în repetate rânduri aici pe canal despre graba la coborârea din avion, de exemplu. Deci când ajungi pe Otopeni, nici n-apucă biata zburătoare să pună roțile din spate pe pistă, că e sigur deja un tărâmbete în picioare care își scoate papornița din overhead compartments. Degeaba imploră echipajul: bă, bosule, stai jos, că pune dracu ăsta vreo frână de te sprijini în dantură, nimic, să fie primul la ușă. Iar când zburătoarea e deja cu toate roțile pe tarmac, dar încă rulează, se dezlănțuie iadul. Începe, frate, o foșneală dintre aia și o fâțâială de zici că nu e adevărat. Tot avionul e în picioare și zgârmă pe bagaje. Desigur, nebuneala cu coada începe încă din aeroportul de plecare și există deja o memă că oriunde vezi o coadă lungă cu 5 ore înainte de decolare, să știi că aia e o cursă de România. Jur că pe asta n-am înțeles-o chiar niciodată. Gen, de ce să stai în picioare cu o oră înainte când oricum locul îți este asignat sau când îmbarcarea se face oricum pe grupuri? Sau când odată ajungi la poartă, ai oricum toate șansele să te îmbarci. Deci, de ce? Ar mai fi multe de povestit la treaba cu graba, dar aleg să încheie această dizertație, acest pamflet cu o altă trăsătură profund definitorie. Mioritica înclinație
spre improvizație. Deci mă duc în weekend la țară, la tataie. Bă! Și făcuseră acolo un sistem dintre ăla de irigat grădina cu picurătoare. Știți, e o instalație de-aia care se leagă la pompa de apă și apoi printre rândurile de roșii, castraveți sau ardei se trag niște furtune găurite, așa, prin care picură apa la rădăcina respectivelor plante, legume, ce sunt ele. Bun! Wow! Am fost extrem de încântat să văd bâzdăgania. Zic, ia uite mă că se întâmplă lucruri pe aici, până am văzut-o mai de aproape. Și când am făcut în sfârșit focus pe instalație, am văzut perplex că sărea apa, licuia practic prețiosul lichid prin absolut toate îmbinările și andramalei, de nu mai ajungea aproape nimic la plante. De ce? Foarte simplu, pentru că absolut toate îmbinările erau legate cu sârmă. Bă, vă jur, nu e nimic de râs, e grav de tot. Deci eu cred că sârma ar trebui interzisă în România. Bă, ai legat ceva cu sârmă? Un an de pușcărie și 100.000 de lei amendă. Ai sârma asupra ta? Perfect, te încadrezi la trafic de droguri de mare risc. Nu de alta, dar tentația sârmei este atât de mare încât dependența de sârmă la noi bate liniștit heroina, nicotina sau zahărul la un loc. Nație obsedată de sârmă, mama ei de nație, mama ei de sârmă. Îți dai seama că m-am țâșnit la primul magazin ăsta de bricolaj din sat și am luat coturi, îmbinări cu filet, robineți, garnituri, teuri și o rolă sănătoasă de teflon pe care am dat, pe toate zic, amețitoarea exorbitantă sumă de vreo 20-30 de lei. Și m-am pus pe treabă, adică pe reparat irigațiile. Bă, și cum reparam eu așa, vine un vecin, la rescue cred, care vă jur, avea deja în mâini un clește și un ghem de sârmă, firește. Și zice, ce dracu te chinui nepoate acolo, uite am adus eu niște sârmă, legăm aici repede, ce să legi mă, spânzură-te cu ea, prietene. Cert e că folosind metode, componente și izolații moderne, în jumătate de oră toată instalația era gata și nu mai picura pe nicăieri. Dar asta spune o poveste mai amplă despre noi și despre propensiunea noastră spre improvizații. Frate, n-a fost tură în care să-mi zugrăvesc casa, de exemplu, cu meșteri, să pun o gresie, să repar o ușă sau un geam și să n-am show-uri nesfârșite cu meseriașii, de altfel recomandați cu căldură de către diversi prieteni ca adevărați profesioniști. Iar asta m-a făcut să mă întreb ce fel de prieteni am în sensul standardelor de calitate pe care le au respectivii prieteni. Dar cu pata aia acolo, care-i treaba? Care pată, boss? A, asta! Păi cred că nu s-a uscat bine, îi mai dăm o mână ca să fii tu mulțumit. Adică îmi făcea o favoare, mă înțelegi? Bă, dar caloriferul ăsta de ce picură? Pune-și o farfurie sub robinet aici, n-are nimic ca nu-l mai desfacem. Ba da, prietene, stai să-l desfaci și punem altul. Am pățit cu unii, absolut genial, când am pus niște parchet cu ani în urmă, o fază de a zis că nu e drept și adevărat. Deci am luat un parchet de la gen dușumea, cu bucăți mari, adică relativ ușor de pus, și care avea și un pattern, adică elementele alea, blănile, se puneau într-o anumită ordine. Ce vorbești, bă, băiatule? O oră i-am lăsat singuri, de mișcat sau mișcat repede, ce să zic, dar când m-am întors, era să fac apoplexie. Toate elementele erau puse random. Adică, nu mai zic că băieții erau și extrem de mândri de viteza și precizia cu care se mișcaseră. Altădată, alții au montat la chiuvetă o mască de la Ikea, pe care au trebuit apoi să o taie ca să se așeze cum trebuie, asta după ce în prealabil au făcut mișto de nevastă mea când le-a dat schema din pachet. Adică, ce doamnă, ne trebuie nouă schemă, că noi suntem meșteri de azi de ieri. Perfect, fix de ieri. Al dracului, orice dulap sau dressing care nu se aliniază, e peretele strâmb sau pământul rău. Și orice gaură dată prost în perete este pentru că a nimerit burghiu într-un fier beton. Al dracului, oriunde dai gaura, este în mod invariabil un fier beton. Bun, gata, aș putea să o țin așa până mâine, dar acu se umflă păsatul în comentarii și mă ceartă câte unul altul. Parcă se numea zona IT canalul ăsta. Ce-o tot arzi cu prostii dintre astea? Zi repede și la obiect, vomită niște specificații și gata. Bine bă, facem. V-ați dat probabil seama că și azi avem un video dintre alea cu două viteze. Partea 1 ne mai veselim și noi, facem haz de necaz, că și asta ne caracterizează. Și în partea a doua mai și muncim, cum ziceau băieții de la Top Gear pe vremuri, Clarkson și compania, Consumer Advice. Și pentru azi v-am rezervat un laptop numai bun. Nici prea prea, nici foarte foarte, bun ca preț, mic la stat, mare la sfat. Să-l cunoaștem zic. Ladies and gents, Asus Vivobook S14 OLED. Care sunt atributele care fac un laptop să fie bun de muncă?
Sigur, depinde de muncă, adică de specificul ei, dar pentru vasta majoritate a corporatiștilor și nu numai, un astfel de laptop nu trebuie să fie cine știe ce OZN. Trebuie doar să îndeplinească bine câteva cerințe legate de ecran, tastatură, putere de procesare și zgomot. Aș adăuga că sunt relevante și autonomia și gabaritul și în felul ăsta zic eu că am acoperit nevoile a 90% dintre utilizatori. Și acum hai să studiem acest VivoBook S de la Asus, adică laptopul ăla pe care îl primești de la job dacă ești middle management sau o leacă mai sus. Modelul despre care voi vorbi este S14 OLED, pentru că bifează cele mai multe dintre criteriile de selecție despre care ziceam mai înainte. Ecran OLED, tastatură bună, procesoare puternice și o dimensiune care se pretează activităților în mișcare. Seria asta, VivoBook S de la Asus, este una mai pentru premianți așa. Dacă-ți cauți ceva sub 1000 de euro care să aibă și OLED, seria VivoBook fără S în coadă conține câteva oferte bune. Dar dacă ceea ce cauți este premium, atunci te duci spre S clase. Pe principiul Form Defines Function, VivoBook S14 OLED arată clar a laptop de muncă de zi cu zi. Ce vreau să spun cu asta? Pare o formă simplă, fără artificii inutile de design, iar grosimea și greutatea sunt potrivite. Adică laptopul nu e nici ultralight, nici fashion statement, dar dimensiunile sunt suficient de mici cât să-i ofere o portabilitate bună. Cântărește 1,5 kg, o valoare ok inclusiv pentru workaholicii care își mai târâie laptopul pe acasă. Plasticul carcasei este unul de calitate, fără însă a fi la nivel de ZenBook, iar versiunea primită de noi este cea neagră Midnight Black, dar mai sunt disponibile și alte versiuni gen Cool Silver, Cream White și Solar Blue. Bă, gata! Nu mai există alb, albastru, argintiu, ci doar fonfleuri dintre astea pretențioase. Trebuie să menționez și un aspect mai puțin cool, și anume faptul că în zona capacului, pe versiunea neagră cel puțin, amprentele și grăsimea devin foarte repede vizibile și din anumite unghiuri arată chiar nașpa. Capacul, că tot vorbeam despre el, n-are elemente extra de design, în afara unei zone care seamănă cu un fel de plăcuță și care are inscripționate pe ea numele seriei din care face parte laptopul, alături de câteva cugetări dintre astea motivaționale de genul Go further and beyond sau explore possibilities. Mamă, mega cringe, repede frate, o lămâie ceva. Și acum hai să-l deschidem și să vă zic despre ecran și tastatură. Încep cu ecranul, mai ales că e și numele laptopului. Un OLED de 14,5 inch în format 16x10, cu o rezoluție foarte bună pentru diagonala asta, 2880x1800 de pixeli și o rată de refresh la 120 de Hz. Dacă mai pui la socoteală și cei 600 de niți, luminositate maximă, acoperirea 100% de DCI-P3, certificarea HDR600 și Pantone, concluzia este clară și luminoasă. Ecranul e de senzație. A, da, și există și variante cu touchscreen. Nu mulțumesc. Pe rama ecranului observăm două chestii interesante. Aici o cameră Full HD cu switch fizic de privacy, care maschează camera complet, și un senzor de culoare și luminozitate folosit pentru reglajul automat al ecranului. Tastatura este aerisită și are un aspect funky, cu tasta Escape de un portocaliu turbat și o tastă Enter cu un aspect mai industrial așa. Lipsește numpad-ul, element crucial pentru multe rozătoare de Excel-uri, dar ai totuși o soluție pe cât de elegantă, pe atât de practică. Un numpad integrat în touchpad. Astfel, la apăsarea acestui buton capacitiv de pe touchpad, se aprind contururile unui numpad mare, perfect pentru calcule. Ia-o pe asta. Mie, sincer să zic, mi se pare foarte șmecher acest feature. Da, puriștii vor comenta că n-ai aceeași rapiditate folosind butoane virtuale, dar am și un răspuns pentru asta. VivoBook S15 OLED, care are și un ecran mai mare, dar și un numpad fizic. Revenind la tastatura de pe S14, ea este iluminată, suprafața tastelor este ușor adâncită în centru, iar cursa este foarte bună, de 1,4 mm. Trackpad-ul, că tot am pomenit despre el, este mare, este acoperit cu un strat hidrofob și oleofob pentru o alunecare mai bună și suportă multitouch cu până la 4 degete. Aș mai menționa o singură chestie meh legată tot de tastatură, și anume butonul on-off, integrat în ea. Dar chiar dacă există riscul apăsărilor accidentale, butonul merge mai greu și are și un alt feedback, adică e mai clicky și bonus include și un senzor de amprentă. Și acum hai să ne uităm la restul de laptop. Conectivitatea e bună, dar nu e extraordinară. Pe stânga avem un USB 2.0 și LED-urile de stare, dar și evacuarea. O a doua evacuare este într-un loc mai nefericit, zic eu, și anume în spațiul dintre ecran și șasiu. Pe partea dreaptă avem o abundență de porturi, cel de încărcare, un HDMI 1.4, un port Thunderbolt 4, care poate fi folosit și el pentru încărcare, un USB 3.2 Gen 1 Type A și un jack audio combo. Acum ce să zic? Mi-ar fi plăcut două chestii.
Samporturile astea multe de pe dreapta pe stânga, pentru că pe dreapta este de obicei mouse-ul, și aș mai fi vrut și un card reader. Pe fundul laptopului găsim admisia pentru sistemul de răcire, grilele pentru difuzoare și din nou un design jucăuș al picioarelor de sprijin. Per total, designul lui S14 OLED este unul potrivit funcției pe care o are, de laptop pentru muncă. Ecranul este superb, tastatura este atent proiectată, iar conectivitatea este ok. Bun, și acum să vedem dacă specificațiile tehnice sunt în ton cu tema Office. Ce avem sub capotă? Și voi începe cu procesorul, din motive evidente, care e mai multe. Poate fi Core i9 13900H, i7 13700H sau i5 13500H. Evident, exemplarul de test a venit cu i9 13900H, un monstru de procesor cu 14 nuclee, dintre care 6 sunt de performanță. Procesorul este ajutat de până la 16 GB RAM LPDDR5 la 4800 de MHz, care din păcate vin lipiți pe placa de bază. GPU-ul este cel integrat, Iris Xe, dar unele modele vin și cu Intel Arc A350M, un GPU care e încă departe de a fi de gaming, dar este totuși mult peste unul integrat. De altfel, că tot am adus vorba, poți să uiți de gaming pe acest laptop. Da, procesorul este extrem de puternic și GPU-ul ar putea să susțină un framerate acceptabil, dar în afara unor titluri e-sport sau indie, nu recomand acest laptop pentru jocuri. Pe parte de stocare, avem până la 1 TB NVMe, iar conectivitatea wireless este Wi-Fi 6E și Bluetooth 5.2. Practic, tot ce e necesar într-un mediu office. Difuzoarele sunt certified by Harman Kardon și compatibile Dolby Atmos, deci ce ar mai fi de zis? A, da, bateria. Are o baterie de 75 W/h, iar încărcătorul este de 90 W. Am rulat și câteva teste, mai mult ca să confirm că laptopul nu se încălzește excesiv. Am zis excesiv pentru că un i9-13900H oricum se va încălzi zdravă. Am început cu Cinebencher 20, unde am scos 6152 de puncte în multicore și am continuat cu R23, unde am avut 16394 de puncte. Am rulat apoi TimeSpy și FireStrike din 3D Mark, iar rezultatele au fost decente pentru un GPU integrat, dar nici n-aveam cine știe ce filme în cap. Din punctajele obținute, reiese clar că răcirea lui Vivobook S14 OLED nu este la nivelul celei de pe laptopuri mai mari sau mai scumpe, gen ZenBook S13 OLED sau ROG Zephyrus M16, dar scorurile rămân totuși foarte bune. Ce nu e neapărat grozav e managementul termic, adică laptopul se încălzește destul de mult când e solicitat intens. Am testat asta folosind o cameră cu infraroșu, iar pe partea superioară, în zona tastaturii, temperatura maximă a ajuns în jurul valorii de 40 de grade. Not bad, dar pe spate am depășit și 50 în anumite zone, chestie care poate fi deranjantă atunci când lucrezi cu laptopul în poală. Procesorul în varianta testată ajunge și el pe la 97 de grade în sintetice, dar asta nu este ieșit din comun, pentru că procesoarele de laptop din ziua de azi sunt proiectate să ruleze foarte aproape de temperatura maximă constructivă. În viața de zi cu zi, așteaptă-te la temperaturi în zona 80-85 de grade în load pe procesor și vreo 40-50 în idle. Și dacă spui răcire, spui și zgomot, iar la capitolul ăsta S14 OLED stă binișor, dacă nu îl calci pe coadă, zgomotul ventilatorului fiind unul discret. Pe performance mode însă, răcirea poate deveni deranjantă, dar asta numai când procesorul este forjat la maxim pe durate mai lungi. Per total, Vivobook S14 OLED are performanțe bune pentru un laptop de muncă. Dacă ar fi să-i dau o notă care să țină cont și de preț, de scopul dispozitivului și de rezultatele în teste, aș zice un 8,5, pentru că are unul dintre cele mai puternice procesoare de laptop din acest moment, iar restul specificațiilor este potrivit pentru ceea ce e laptopul proiectat să facă. I-am scăzut puncte pentru cele câteva scăpări la capitolul ergonomie, precum și pentru faptul că se cam încălzește când e solicitat mai zdravăn. Bateria nu ține o zi întreagă decât dacă dai luminozitatea foarte jos la ecran și utilizezi laptopul pentru sarcini ușoare. Însă atunci când 13900H începe să se dezlănțuie, bateria scade repede. Laptopul este deci potrivit pentru lucrul la birou și cu deplasări de câteva ore pe baterie în afara biroului. Am folosit laptopul cam o săptămână, timp suficient să-mi fac o impresie. Vivobook S14 OLED vine cu Windows 11 Pro sau Home, iar pe parte de bloatware stăm acceptabil. Avem instalată și mai vechea noastră cunoștință McAfee, un antivirus mirobolant care te terorizează cu notificări. Mă cumperi?
Ai, cumpără, mă. Sigur nu vrei să mă cumperi? Măcar un pic așa? Apoi mai avem cele câteva tool-uri Asus, dintre care util este doar mai Asus pentru că adună la oaltă servicii precum diagnosticarea sistemului, configurări hardware și Asus One, o secțiune de unde poți controla monitoare și rutere Asus ce pot comunica cu laptopul. Acum să vă zic și despre experiența în utilizare și voi începe cu ce contează. Ecranul și tastatura. Ecranul este excelent pentru multimedia, mai ales din perspectiva culorilor, foarte bun și pentru munca de zi cu zi grație unghiurilor bune de vizualizare, contrastului perfect și luminozității suficiente. Inițial am fost un pic stresat de culorile foarte saturate, dar câteva clicuri mai târziu în Asus Splendid, totul era în regulă. Tastatura este și ea bună, dar fără să mă dea pe spate. Stabilitatea tastelor putea fi mai bună, iar butonul de power ascuns în zona lui Backspace mi-a dat așa un pic de anxietate. Numpad-ul integrat în trackpad este foarte ok pentru aplicații de calcul, dar cum mă așteptam, nu se poate substitui unui numpad fizic. Și ca să epuizez capitolul ergonomie, balamaua mi s-a părut ok, dar nu neapărat robustă. Construcția ei permite deschiderea la 180 de grade, chestie care se poate dovedi utilă. Poți deschide laptopul și cu o singură mână, pentru că partea inferioară este suficient de grea, iar construcția în general este peste medie. Forma laptopului este generică, dar cele câteva elemente de design aruncate aici colo îi dau totuși acestui Vivobook S14 OLED un pic de personalitate, lucru mai rar întâlnit pe segmentul ăsta. Difuzoarele sunt suficient de puternice, dar parcă exagerează un pic cu unaltele. Asta ajută în apelurile video, de exemplu, dar pe de altă parte sunetul devine obositor dacă asculți muzică. În timpul apelurilor, funcțiile de noise cancellation au mers foarte bine, iar camera video are o calitate peste medie. Merită deci să-ți cumperi un astfel de Vivobook S14 OLED? Versiunea testată de noi vine la un preț de aproximativ 6800 de lei. Nu este ieftin, mai ales că găsești alte laptopuri Asus cu OLED la puțin peste jumătate din acest preț. Totuși, construcția e mai bună la ăsta decât la alea, iar procesorul este mult peste ce găsești pe modelele mai ieftine. Aș recomanda acest laptop pentru mediul business, nu-l recomand pentru gaming, din motive evidente, iar pentru conținut multimedia este excelent. Și acum, hai cu algoritmul în comentarii și ziceți voi, vi piace? Cum vi se pare Vivobook S14 OLED? Și încă ceva, a fost destul de tec-tec această a doua parte din video, am avut suficient consumer advice. Și apropo de consumer advice, dacă vreți ceva mult mai potent, adică un desktop care să rupă nori cam în aceiași bani sau chiar mai ieftin, aruncați o privire peste PC-urile noastre custom Gamebox, pe care le găsiți pe taraba noastră online numită Zona.store. Iar pentru conținut extra, legat cumva tot de acest subiect al PC-urilor, am postat ieri pe Playground un video No Notes despre la fel de noile plăci video, ce că ieftine, lansate zilele astea, atât de către Nvidia, cât și de către AMD. RTX 4060 Ti și RX 7600. Gata, ne oprim aici, piesa e gata, trag oblonul, abonați-vă aici pe canal, am depășit 300.000 de abonați, duminică mergem toată echipa să ne îmbătăm. Deci vă doresc un weekend fain și, evident, baftă vouă tuturor!